Domnul Baciu, ce e cu plicul ăsta? Ca să explicăm, să dăm bomba de la început, vreau ca să vă spun că se rostogolească. Astăzi avem deja decizii de recalculare transmise de către colegii mei din teritoriu, de la casele teritoriale de pensii, către Compania Națională Poșta Română. De azi am început deja să avem calupuri de decizii pe care colegii mei le-au verificat, le-au listat, le-au asumat prin semnătură, iar printr-un borderou pus în, deasupra acestor decizii, au fost deja transmise către Compania Națională de Poștă. Ne apropiem de aproape 100.000 de decizii trimise în prima zi. Numărul acestora va crește de la o zi la alta, astfel încât în această perioadă de astăzi și până la data de 15 august, unde este termenul fixat în convenția pe care am stabilit-o cu Compania Națională Poșta Română, să trimitem marea majoritate a deciziilor către pensionari. Va exista un delay între momentul când noi trimitem aceste decizii către poștă și după aceea momentul când aceste decizii vor intra în posesia pensionarilor, pentru că, după cum vedeți, acest plic este tipărit, unde se regăsesc niște informații cu privire la destinatar, cu privire la adresă, cu privire la confirmarea de primire, pentru că, fac această precizare, aceste decizii vor fi trimise obligatoriu cu confirmare de primire și vor fi înmânate titularului de pensie. Deci, în această perioadă de o lună de zile, noi trebuie să transmitem un număr cât mai mare de decizii de recalculare conform legii 360/2023 către Compania Națională Poșta Română, urmând ca ulterior aceste decizii să ajungă la beneficiari, la pensionari, astfel încât cu data de 1 septembrie toți pensionarii să primească drepturile bănești recalculate conform noi legi a pensiilor. Hai să luăm pe explicativ, dicționarul explicativ, domnul Baciu, da? Eu arăt, citesc, o să-l punem și pe ecran. Deci fiecare pensionar din România va primi acest plic. Da? Acest plic, o așa să punem este. Și fața pe ecran, fața plicului. Imediat pregătesc colegii mei. Acest plic conține ceea ce rulăm noi pe mijlocul ecranului, decizia de recalculare, o să o explicați imediat pe ea, pe decizie. Stați că n-am terminat cu plicul. Da? Pe plic scrie așa. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Casa Națională de Pensii și Poșta Română. Da? Scrie valabilitate conform contractului. Noi avem un plic demonstrativ, cumva. Așa este. Da? Casa Județeană de Pensii Alba pentru Ion Popescu cu CNP-ul 179, nu contează. Da? Alba Iulia OZP, strada Privighetorii, 14 bis, n-a vrut să spună 13 ca să nu fie cu ghinion. Alba Iulia, cod și așa mai departe, numărul fișierului și sunt niște coduri de bare. Ce înseamnă astea, codurile astea de bare? Aceste coduri de bare interne de la Poșta Română? Sunt interne ale Companiei Naționale Poșta Română pentru a identifica aceste decizii, pentru că, dacă vedeți dumneavoastră, în partea dreaptă avem o fereastră, acolo unde se vede numele destinatarului, iar ei trebuie să asocieze numele destinatarului de pe plic pe care îl tipăresc. Ăla e Călina, dă-l mare. Așa, ține-l pe ecran. Ține-l acolo pe ecran. În interiorul deciziei. Da? Deci ăsta este plicul pe care fiecare personal din România îl va primi la domiciliu. La domiciliu, da? Și înmânat de poștaș de această dată. Pentru că undeva în stânga este confirmare de primire. Da? Confirm primirea, data primirii, nume și prenume primitor, calitatea, beneficiar presupun, semnătura salariatului predător, adică nenea poștașul, da? Avizat, reavizat, confirmare de primire, da? Astfel încât, bun, și există și un chenar în care scrie necunoscut, mutat de la adresă, adresă incompletă, decedat, alte motive, în da? În momentul când nu se primește, când nu se găsește destinatarul la adresă, trebuie neapărat să bifeze una din acele. În acea fereastră care va avea folie, da? Există exact datele și adresa aici, da? Pensionarului. Da? Datele și... Lasă-mă plicul pe ecran, te rog eu frumos, băgați plicul înapoi pe ecran, mulțumesc. Mare, așa. Datele și adresa pensionarului. Deci omul, plicul va fi închis. Da?
Și omul va primi acest lucru și va semna cu nume, prenume și așa mai departe, data primirii, așa. În momentul când plicul va fi deschis, domnul Baciu, apare ce? Apare o foaie A4, așa arată, nu? Da. Așa va fi, o foaie A4, doar o foaie, exact, da? Exact, este modelul de decizie de recalculare care l-am publicat în Monitorul Oficial, încă din luna mai, cu datele care le conține, practic, această decizie de recalculare. Gata. Hai, gata cu plicul. E, acum, domnul Baciu, am o rugăminte. Călina, hai să punem în tablă, hai să punem în tablă decizia, fără să o rulăm în stil, astfel încât domnul Baciu să ne explice exact despre ce e vorba în decizie. Deci așa vor arăta, doamnelor și domnilor, deciziile. Mergeți la tablă, domnul Baciu, că o să ajungă și în tablă decizia. Așa vor arăta deciziile pe care fiecare dintre dumneavoastră le veți primi. Decizii care sunt, până la urmă, cele finale, în urma recalculării. Da, domnul Baciu? Așa este. Aș încerca din partea asta la altă, dacă nu... Da? Așa, da, și aveți... Dacă se aveți vede descris, foarte clar, în partea de sus, în partea superioară a acestei decizii de recalculare, sunt datele de identificare ale pensionarului, cu nume, prenume, cod numeric personal. Aici avem tipul de pensie, data înscrierii la pensie și categoria de pensie care a fost, la care este titular. Aici, în partea dreaptă, avem adresa titularului, iar după aceea, de aici în jos, sunt acele elemente care le considerăm noi foarte importante, care au stat la baza recalculării pensii. Și aici vorbim în principiu... Nu săriți un pic, pentru că vreau să fim extrem de atenți, că vreau să explicăm să înțeleagă toată lumea. Deci avem așa. Data înscrierii la pensie este decizia de pensionare pe care el a primit-o. Noi am luat un exemplu 1.7.2025. Da? Da. Bun. Aici, cod fel de pensie, CFF, TCP, ce e aia, domnule? Da, este o codificare internă a noastră în baza de date unde avem codurile de pensie și aici mă refer la tipurile de pensie. Că vorbim de pensie de limită de vârstă, că vorbim de pensie anticipată, că vorbim de pensie de invaliditate sau de pensie de urmaș, fiecare are un cod de pensie clar pe care noi îl evidențiem aici. Acest cod aici de pensie se regăsește pe deciziile de pensionare, da, existente. Exact. Existente, da? Da. Cei care vor ieși post 1.9.2024 vor citi care este codul lor de pensie, de pensie și vor afla, da, ce fel de pensie am eu, da? Categoriei de pensie pe care o au. Exact. Data acordării noilor drepturi 1.9.2024. Aici vorbim de ce? De recalculare, nu? Exact. De recalculare. Deci de acolo începe recalcularea. Deci este una bucată decizie de pensie pe care toată lumea o are acasă și vine această recalculare care intră în vigoare de la 1 septembrie 2024, da? Categoria de pensie conform articolul 144 din legea 360/2023 privind sistemul public de pensii. Aici ce ar trebui înțeles? Este același lucru cu cod de pensie. Este categoria de pensie. Da, spune exact. Da. Bun, și de acolo intrăm în recalculare. Este sub linie imediat, avem exact pensia în plată la data de 31 august și punctajul mediu anual în plată la data de 31 august. Deci aici, exact când făceam eu exemplele... Da, înainte de recalculare. Da. Adică care este cuantumul pensiei înainte de recalculare. Și, evident, și punctajul mediu anual. Deci aceste cifre sunt deja evidențiate pe vechile decizii de pensionare pe care fiecare pensionar le deține. Acele cifre de sus, să nu le luați drept exemplu, dar tot ceea ce scrie în momentul de față pe tablă este doar un exemplu, astfel încât dumneavoastră să deslușiți ceea ce scrie în decizia pe care o veți primi. Este un cu exemplu confirmare de primire, este... cu semnătură în acest plic. Da, da? E foarte important. E foarte important că cineva se apucă de calculat. Nu, da? Exact, nu este chiar un calcul făcut pe noua formulă de calcul, este decât cu strict de exemplu. Okay. Deci aici sunt datele cu privire la ceea ce se află în plată înainte de recalculare. Adică la data de 31 înainte august. Înainte de 1 septembrie 2024. Da. Când intră în vigoare noua lege. Exact. Okay. După aceea avem date cu privire la dacă cumva este vorba despre o pensie de invaliditate gradul 1, avem și o indemnizație de însoțitor unde trebuie să evidențiem
care este cuantumul acestei aia se schimbă indemnizația de societor sau rămâne conform legii existente? Ea are o formulă foarte clară, prevăzută în lege, deci este aia, aceeași. Acolo nu se uită nimeni. Bun, vă întreb, știți de ce? Că o să vină alte câteva 343.000 de întrebări. Tocmai de asta suntem aici, ca să răspundem la tot ce se poate răspunde. Cuantumul pensiei de asigurări sociale în plată la 31 august 2024. Aici? Adică acolo va scrie cât încasează pensia netă. Da. Cât ia el pe card? Sau, cât, mă rog, exact, în mână care de la este pensia înainte de recalculare. Okay. Adică pensia la luna august se va scrie. Iar după aceea, la punctul A, avem exact ce făceam eu de fiecare dată acele exemple, stadiul de cotizare. Cu cele trei componente, plus cea din sistem neintegrat, o să explic ceea ce înseamnă și acest lucru. Și aici vorbim de stadiul de cotizare contributiv, de stadiul de cotizare necontributiv, de stadiul de cotizare asimilat, care și el este tot necontributiv, și despre stadiul de sisteme neintegrate. Aici vorbim de alte sisteme care nu vizează sistemul public de pensii. Vorbim de... Vă deranjează dacă vă rog să reexplicați și știu că le știți ca pe apă, ca pe tatăl nostru. Dar e bine, dacă tot am venit cu vestea asta bombă, e bine să le mai... Scuze, să le mai spunem o dată, pentru că atât de mare este așteptarea, încât aș vrea ca lucrurile să fie lămurite de acum, da? Da. Deci total stadiul de cotizare realizat, din care? Hai să-l explicăm încă o dată, vă rog. Deci este vorba despre stadiul de cotizare contributiv, sunt efectiv anii la care s-a contribuit cu contribuții de asigurări sociale de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat. Stadiul de cotizare necontributiv este posibil să fie... alte stagii cu privire, vă dau un exemplu, cum făceam eu acele exemple, sporul de grupă, care se adaugă la anii efectivi lucrați, acel spor în funcție de anii lucrați în condiții grele de muncă. Acela face parte din acest stagiu de cotizare necontributiv. La stagiul de cotizare asimilat, vorbim de acele perioade pe care le știm cu toții, vorbim de stagiu militar, vorbim de facultate absolvită la studii de zi, vorbim de incapacitate temporară de muncă, de o perioadă când ajutorul de șomaj a fost perioada asimilată. Acelea sunt evidențiate separat. Iar stagiul intern, sistem neintegrat, este vorba despre niște persoane care au avut alte stagii în alte sisteme neintegrate, vorbim despre sisteme de apărare, siguranță națională, ordine publică și alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii. Bun. Ele sunt evidențiate foarte clar pe decizia de pensionare, aceste stagii de cotizare. La punctul B avem efectiv stagiul de cotizare contributiv pentru care se acordă puncte de stabilitate. Exact, practic, acest stagiu de cotizare contributiv s-ar identifica cu acela de la punctul A1. Da. După, la punctul C, avem numărul de puncte de stabilitate și vedeți că de fiecare dată încercăm să fim foarte clari. Aceste puncte de stabilitate se acordă numai pentru cei care au stagiul de cotizare contributiv de peste 25 de ani. Și se scrie foarte clar aici la punctul C. Ce înseamnă numărul de puncte deci de stabilitate. Acolo, la numărul de puncte de stabilitate, da, unde, mă rog, este specificarea acordată pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributiv, așa cum spune legea exact. De altfel, acolo va fi detaliat, va scrie detaliat numărul de puncte de stabilitate? Nu, acel număr de puncte deci, de stabilitate este cel care rezultă din calcul cel, pe am care înțeles, tot am făcut înțeles. Calcule. A, deci la punctul de cumva... S-a vrut să înțeleg eu să se stabilească exact, nu ca să nu existe întrebări. La punctul C, atenție, este numărul de puncte de stabilitate. Iar la punctul D e cu totul altceva. Este vorba de numărul total de puncte care rezultă din însumarea de numărul de puncte calculate pe contributivitate la care se adaugă punctele de stabilitate. Ah, gata, am înțeles. Vedeți că și scrie suma punctajelor anuale realizate. Aha, am înțeles, da. La punctul E, avem valoarea punctului de referință.
în vigoare în momentul de față, care știm foarte clar că anul 2024 are valoarea de 81 de lei și acest punct de referință, aș vrea să spun, se indexează de fiecare dată în luna ianuarie. Începând cu ianuarie 2025, această valoare a punctului de referință va fi indexată cu 100% din rata inflației, la care se adaugă și creșterea economică reflectată prin câștigul salarial mediu brut pe economie în proporție de 50%. Aici avem cuantumul nediminuat al pensiei. Aici vorbim despre cuantumul pensiei recalculate, da, de la 1 septembrie, da, care este cuantumul după ce aplicăm formula foarte clar, adică numărul total de puncte, da, la care se mulțește cu valoarea punctului de referință. Practic, de înmulțit cu E. Este, rezultă cuantumul nediminuat al pensiei. Iar aici ne referim efectiv la indemnizația de însoțitor, de care am spus mai înainte, la celor pensionari care au pensie de invaliditate gradul 1. Este important, de fiecare dată am spus lucrul acesta și am ținut neapărat să evidențiem și pe decizie, când omul primește această decizie, dacă în momentul în care din această recalculare rezultă un cuantum mai mic în urma aplicării formulei de calcul, am ținut neapărat să spunem foarte clar că se menține cuantumul pensiei stabilit și aflat în plată. Adică nicio pensie nu va scădea, nicio pensie aflată în plată nu va scădea. Da. Asta este o mare temere în spațiul public. Tocmai de asta am ținut neapărat că acest lucru să fie foarte decizie clar evidențiat pe decizia de recalculare. Și bineînțeles avem unde se scrie pe fiecare decizie de pensionare. La articolul 127 alineatul 2 avem termenul de contestare în cazul în care de 45 de zile. Este termenul de contestare și aceste 45 de zile se numără de la data comunicării, efectiv de la data primirii. Deci în momentul în care omul primește decizia, da? Deschide această decizie, deschide acest plic și dă de decizie. Da? Și se pare lui că nu e bine calculat sau e o problemă. Are 45 de zile din data semnării, da? Să se adreseze unei instanțe judecătorești. Da? Pe raza pe domiciliu unde deci figurează. Nu se duce la casa de pensii. N-are treabă. Da. Nu? Nu.